seară frumoasă de, de rememorare, de amintire, de filă de istorie, dacă pot să spun așa. Și vreau să mulțumesc întâi tuturor celor care v-ați implicat pentru tot ce se întâmplă seara asta, Biserica Locală, Biserica Logos. Mulțumim pentru implicarea lor și sunteți bineveniți cu toți aici. Vă primim cu mare căldură și abia așteptăm să vedem ce au invitații noștri pentru noi în seara aceasta și să auzim lucruri care să ne provoace și să ne ajute să plecăm încurajați de aici, să ne trăim credința așa cum mai bine, așa cum vrea Domnul. În seara aceasta vom aborda o temă, așa cum probabil că știți, Credincioșii Baptiști și Marea Unire de la 1918. Va fi o discuție în care ne vom focaliza pe relația acestor credincioși, credincioșii baptiști, cu contextul de atunci și cu istoria și cu teologia lor și vedem cum au interacționat ei în Marea Trezire. Marea Unire, mă scuzați. Da. A fost o trezire, da. Și vom discuta puțin toate fațetele astea, o fațetă culturală, istorică și teologică și cum ele se îmbină frumos și ne pot ajuta pe noi să plecăm încurajați în seara aceasta. Și vreau să-i introduc și pe invitații noștri din această seară. În stânga mea aici se află fratele Vasile Bel, care este pastor al Bisericii Sfânta Treime din Târgu Lăpuș și este autorul mai multor cărți de istorie, inclusiv Baptiștii și Marea Unire de la 1918, pe care o avem chiar aici în seara asta cu noi și va putea fi achiziționată dacă vrea cineva asta. Apoi, lângă el, în stânga dumnealui, se află Marius Silvășean, care este doctor în istorie și profesor acum și, de asemenea, autor al mai multor cărți tot așa de istorie. El are pe inimă tot așa istoria aceasta baptiștilor și este cunoscător în domeniul acesta. Apoi, în mijlocul invitațiilor noștri, se află domnul Cristian Popescu. Este doctorand în filozofie la Universitatea de București, din București și el ne va introduce în zona culturală mai mult. Cum a fost vremea de atunci? Să gustăm și noi un pic, să vedem cu ce se confruntau oamenii de atunci și ce preocupări aveau ei. Penultimul nostru invitat este Romica Tilă. El are un master în teologie de la Universitatea din București și este coordonator de proiecte la Colegiul Viața și Romania Pro Culture. Apoi, ultimul nostru invitat, dar nu cel din urmă, este pastorul Nicu Sotir. Este slujitor în Biserica Baptistă Logos din București și este doctorat și el în teologie. Și vrem să vedem, să ne spună acești domni stimabil și vrem să fim încurajați în seara aceasta. Eu o să mă așez jos și să începem discuția noastră. Le mulțumim, evident, pentru participare și ne rugăm ca Domnul să ne vorbească. Prima întrebare pe care vreau să o adresez lui Cristi se referă la domeniul sociocultural, pentru că vrem puțin să intrăm în zona asta, să vedem cam cum era vremea de atunci, să simțim un pic ce se întâmplă atunci. Și prima întrebare pe care aș vrea să o pun este următoarea. Cum era lumea înainte de Unire și chiar în perimetrul ăla foarte apropiat al Unirii? Cam care era geografia țării, populația? Poate ne-ai spus și ceva mai picant, să spunem așa, despre ce activități aveau oamenii, cu ce se îndeleniceau ei zi de zi. Mersi, mulțumesc mult. Poți să ieși microfonul, te rog, ca să... Da, ca să audă și ceruți. Corect. Mulțumesc mult și pentru invitație, este o reală plăcere și o onoare. Și e prima dată când vorbesc la microfon, deci sper să reușesc. Fără sigur, mulțumesc. Ok. Pentru a răspunde la întrebare, încep prin a amintit că Marea Unire de la 1918 este a treia dintr-un șir, aș zice eu, providențial de uniri, care au loc în decursul anului 1918, deci așa sunt primele probleme în microfon. Deci avem Unirea cu Vasarea, care e așa. Probleme cu microfonul, problemele mele cu microfonul. Așa, și Unirea cu Bucovina, pe 28 noiembrie, puțin înainte. Deci, chiar înaintea Marii Unirii de la 1 decembrie, geografia României era cam cum este și acum, cu mici
nici mare deosebire, adică fără toată partea de Ardeal, Crișana, Banat, Maramureș în vest și în schimb incluzând Basarabia și Bucovina de Nord și Ținutul Herței și Cadrilaterul. Când toate acestea vor fi pierdute în 1940, iar pentru a merge destul de repede, prin acest șir de trei uniri, România, de fapt, își dublează, mai mult decât dublează și teritoriul și populația, de la 140.000 la aproape 300.000, 296.000 de kilometri pătrați, pardon, și de la 8 milioane la... Am o problemă reală cu microfonul. De la 1 milioane la 16 milioane de locuitori. Și prin aportul în special al Transilvaniei și al Banatului, baza industrială crește cu 135%. Ocupațiile, că m-ai întrebat de ele. Cum erau oamenii în perioada aia? Cu ce se îndeleziceau ei? Păi se îndeleziceau. Un român, să zicem așa, normal, ca noi toți astăzi. Un român normal era în general țăran, era aproape 80% de la țară. Și se ocupau cu mai mulți ca acum, dar așa cum sunt destul de mulți față de alte țări. Și se ocupa principal cu agricultura, adică cultivarea pământului, creșterea vitelor, viticultura și pomicultura, în principal 90% din cele ce care lucrau la țară. Meșteșugurile tradiționale erau în regres atât la sat cât și la oraș, era o industrializare în curs, care era încă timidă. Și erau discrepanțe destul de mari față de orașe, care au centre comerciale, financiare, culturale și mediurile rețelei feroviare. Ce putem spune despre situația politică, să spunem, culorile, partidele, cum, ce partide activau în regat și în, chiar în Transilvania și cum a apărut năzuința asta după Unire? Ce a dus la contextul ăsta al Unirii? Păi erau două partide principale în regat, erau un sistem politic bipartid, conservatorii și liberali. După formula pe care am învățat-o la școală, cei care suntem mai în vârstă, după formula marxistă, liberalii reprezentau interesele burgheziei comerciale, financiare și industriale, iar conservatorii interesele marilor proprietari de pământ. Și este un stereotip, da? Că aproape orice stereotip are și un singur de adevăr. Și era o perioadă caracterizată de instabilitate guvernamentală accentuată, mult mai mult decât acum. Și e o caracteristică foarte importantă a sistemului care determina caracterul acesta bipartit. Era sistemul de vot, care era diferit față de cel de acum, nu era vot universal, dar era un sistem de vot cenzitar, adică erau împărțiți alegătorii în patru colegii electorale, în funcție de avere, mai precis în funcție de proprietate și de impozitele plătite. Și cei care erau în colegiile superioare, primele trei colegii, spre exemplu, erau, să vă zic exact, 23.500 de alegători în 1883 și alegeau 118 deputați, iar în colegiul 4, 627.000 de țărani alegeau doar 30 de deputați. Interesant. Vedeți cum, ce drepturi avem noi astăzi și acum, mai puțin de un secol sau un secol, oamenii nu au drepturile astea și noi nu le fructificăm de multe ori, mergem pe la vot. Dar hai să migrăm un pic spre zona istorică, pentru că asta era, sigur, are de-a face și cu istoria, dar mai mult zona culturală și ce factori au influențat, principal au influențat sau au condus la Marea Unire? Avem pe cei doi din zona istorică aici să ne spune ei, fratele Vasile și Marius. Mă gândeam, înainte de a răspunde la întrebarea asta, că pe de-o parte providențială a treia unire ar fi cea din 1918 în ansamblu, dar fiind faptul că a fost o unire, să zicem, personală la 1600 în persoana lui Mihai Viteazu, apoi la 1859 prin unirea realizată de domnitorul Alexandru Acuza, ceea ce noi sărbătorim la 24 ianuarie. Bun, mai rău. Iată că în acest fel se creează
recapul României, ceea ce la momentul 1918 era cunoscut sub numele de Vechiul Regat, astfel că este una din provinciile care, care se unesc. În felul acesta am ajuns și la întrebarea dumneavoastră. Iată, faptul că aveam români din țara românească, din Muntenia, cu cei din Moldova, uniți în cadrul unui, unui stat unitar, să zicem așa, în cadrul unui proiect politic, a fost unul din factorii care au condus către unire. Pe de altă parte, dacă revenim mai încoace, mă gândesc la implicarea României în primul război mondial. Mm-hmm. În fapt, intrarea României în 1916, în primul război mondial, a avut tocmai acest obiectiv, acela al realizării unirii. Menționez în acest context faptul că primul război mondial începuse deja de 2 ani, în 1914, dar România alesese calea neutralității. Pe de altă parte, la sfârșitul războiului, mai vorbim de niște factori politici care au permis realizarea unirii și mă refer aici la prăbușirea a trei imperii multinaționale. E vorba de Imperiul Țarist, imperiul în cadrul căruia la momentul respectiv se afla Basarabia, Basarabia pe care ne-o luaseră în 1812. Un alt imperiu este care s-a prăbușit atunci, este Imperiul Austro-Ungar, cunoscut și sub numele de dualism austro-ungar, din 1867, în cadrul căruia aveam Bucovina, care pusese la Habsburg de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și, de asemenea, un alt imperiu care se prăbușește acum este Imperiul Otoman. Nu o să intru în detalii, doar am amintit de această prăbușire ca să înțelegem faptul că providențial, prăbușirea acestor imperii la sfârșitul primului război mondial a fost unul din factorii care au permis românilor să își realizeze acest vis de veacuri. Pe de altă parte, un alt element foarte important este acela al dorinței românilor de a trăi în cadrul unui stat național și trebuie să amintesc aici faptul că această dorință exista atât în Transilvania cât și în celelalte teritorii care nu făceau parte din Vechiul Regat. Iar începând cu secolul XVIII, în Transilvania, de exemplu, avem o mișcare de redeșteptare națională, în care, context în care oamenii își dau seama că au aceeași limbă, au aceeași idee. Da, o creștere, să zic, a sistemului conștiinței naționale în oameni. Da. Și un ultim element pe care vreau să-l mai amintesc aici este faptul că vorbim acum de un secol al naționalităților, de faptul că oamenii doreau să fie uniți cu cei de aceeași limbă, de aceeași religie, cei care gândeau într-un mod similar. Ori o asemenea concepție nu existase înainte, pe parcursul mediu. Să sumarizăm, deci au existat niște elemente politice clare, dominațiile, imperiile au căzut, au existat niște elemente naționaliste care s-au ridicat în momentul acela și iată niște conjuncturi sociale. Și aș lansa cu ocazia asta o întrebare în zona teologică, pentru că ideea asta de conjunctură, că s-au aliniat niște chestiuni providențial, parcă, te duce în zona asta. Oare Dumnezeu ce implicație are în toată chestiunea asta? Cum vede un teolog care are, să zic așa, o minte teocentrică
axată pe Dumnezeu, care vede din perspectiva lui Dumnezeu un asemenea eveniment. Cum ar trebui să gândim noi? Pentru că, nu, vin unii și spun, domnule, dacă așa s-au aranjat lucrurile, înseamnă că e favorul lui Dumnezeu peste această națiune și, prin urmare, noi suntem sub favorul ăsta lui Dumnezeu, suntem sub bunăvoința lui. Cum se raportează Dumnezeu la o națiune în Caronia? Acum, trebuie să fim conștienți că Dumnezeu nu stă nepăsător cu privire la națiuni și nu știe ce se întâmplă, ca și cum ar, saluta și ar vedea, ar fi curios să vadă ce urmează. Este clar și Biblia spune într-un mod foarte precis faptul că Dumnezeu este în control tuturor lucrurilor, de exemplu, în Deuteronom, e 32, Dumnezeu este Cel care stabilește granițele unui popor și Psalmul 67 spune că El judecă popoarele, El le cârmuiește, le călăuzește. Cumva aceste lucruri sunt sub directa implicare a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce se întâmplă în fiecare națiune. Bineînțeles că scopul lui Dumnezeu, așa cum vedem și în, cu Abraham, este ca fiecare familie să ajungă să fie, să fie binecuvântată. Asta a fost promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Abraham, că toate familiile Pământului vor fi binecuvântate. Iar Apostolul Pavel în Galaten spune toate neamurile vor fi binecuvântate. Deci Dumnezeu nu stă cumva neputincios și așteaptă un împărat sau un președinte să apeleze cumva la ajutorul lui, doar poate, doar va avea și ocazia să facă ceva. Nu, Dumnezeu spune clar în Proverbul 21 că inima împăratului este ca un râu în mâna lui pe care o îndreaptă încotro vrea. Iar Daniel în capitolul 4 spune că Dumnezeu stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea El. Eu cred că de aici Apostolul Pavel spune la un moment dat de aceea să fii supus stăpânirilor, că nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, ci ceea ce este acum a fost rânduit de Dumnezeu. Da, frumoasă imaginea asta prin Scriptură. Dar aș merge un pic mai departe și aș pune întrebarea, ok, înțeleg că Dumnezeu controlează toate lucrurile, dar nu cumva asta înseamnă că România era răsfățată lui Dumnezeu în perioada aceea și de asta aranja lucrurile în favoarea noastră, a românilor? Poate Nicu răspunde un pic la întrebarea asta. Da. Cu siguranță că ungurii nu au fost favorizați. Și probabil că zona istorică o să aprobe lucrul ăsta. Ungurii au fost cei care au pierdut foarte mult, de fapt. Și, și chiar Bulgaria a pierdut câteva zone în perioada aceasta. România a fost favorizată și este, într-adevăr, harul comun pe care Dumnezeu l-a arătat țării noastre. Suveranitatea Dumnezeu lucrează absolut cum vrea și amintea Romică, textele astea sunt două texte colosale în înțelegerea acestei suveranități a lui Dumnezeu. Și dacă vreți să vi le notați, în Daniel 2 cu 21, mă scuzați, spune El schimbă vremurile și împrejurările. Îmi place mult Netereu subliniind aspectul acesta că El schimbă atât vremurile cât și împrejurările. El răstoarne și ridică împărații, El dă înțelepciune înțelepților și cunoștință celor pricepuți. Acum, revenind la întrebarea ta, că am vrut să o plasez în textul ăsta. Dumnezeu a făcut, într-adevăr, o favoare țării noastre și noi beneficiem de favoarea aceasta și cred că asta ar trebui, în mod special pe noi ca și credincioși, să ne responsabilizeze. Și cred că s-a întâmplat lucrul ăsta într-o anumită măsură. Explozia baptiștilor la nivel de România a fost extraordinară. Imediat după primul război mondial și poate să discutăm despre aspectul acesta, s-a format Uniunea Baptistă, au fost foarte mulți oameni care au început să se convertească. Și România a beneficiat din plin de această binecuvântare spirituală la nivel de țară. Dar dacă ar fi noi astăzi, în secolul 21, să ne uităm în urmă la zona aceea istorică, ar trebui cu atât mai mult să fim provocați și să spunem că Dumnezeu și-a arătat o anumită favoare față de noi și ar trebui să ne facă responsabili astăzi. Revin un pic la zona istorică și foarte pe scurs să ne
Frate Bel, poate ne spuneți un pic despre cum efectiv s-a produs Marea Unire. Scuzați. Ce s-a întâmplat exact în ziua aceea? Cum s-au adunat masele, cum au celebrat eventual Unirea? Cam din vara 1918 a început, așa să spunem, euforie în rândul maselor. Trebuie spus aici, se spunea că factorul politic, adică ne referim la lege, inclusiv la Statele Unite, o declanșat. Factorul religios a stat puțin așa în cumpănă. Chiar frații noștri, în 1916, când au început ostilitățile, când România au declanșat războiul, frații noștri au criticat legatul României, adică ne referim la frații noștri din Ardeal. Adică Ardealul era partea Imperiului Austro-Ungar, așa, și nu mai vorbim de episcopi care erau mult mai influenți, să făceau presiune asupra lor și inclusiv în 1918, în ianuarie, episcopul Mirul Cristian, era atunci episcop al Canal Sebeșului, semnează realitatea față de coroană. Deci, față de Austro-Ungaria. Față de Austro-Ungaria. Dar era foarte complicat atunci. Era anarhie pur și simplu în țară, adică nu avea un control. N-aveai siguranță. Așa, și atunci, din vară, înspre toamnă, a început armata avansată, armata română, corpul ofițerilor din armata austro-ungară. Noi am avut o armată de 600.000 de români în Imperiul Austro-Ungar. Și am avut mulți ofițeri superiori care au dezertat și sub comanda lui Iuliu Maniu au format armata română. Noi am avut chiar frați care au venit din Statele Unite expulzați în 1917 ca să vină să se înroleze în armata română din Ardeal. Așa. Chiar am scris mărturia fratelui. Am scris aici despre un frate care i-a venit vărsul din America, a expulzat de acolo și zice, măi, ați auzit că se face unie. Unde? Cum? Și s-a scris scrisori, nu era telefon atunci sau erau, dar era puține, aveau numai cei mari, așa. Și s-au adunat. A povestit cu o soră care avea un bunic. Spunea, toată lumea se aduna la țară, acolo era cea mai multă populație, la șanțuri, la drumuri, povestea numai de unire. Era o unire peste tot și toată lumea vorbea unire, unire, unire. Dar asta a început când deja lucrurile, din punct de vedere militar, erau cam feștiat. Da. Și efectiv în ziua ceea ce s-a întâmplat. În ziua aceea, ea s-a întâmplat pe, cum să zic, frații s-au organizat, au venit de pe la țară. De exemplu, a fost o întâlnire în Arad. Dar s-a durat câteva zile, săptămâni, că veneau oamenii pe jos sau cu căruțele până la Arad. De la Arad s-a format trenuri, oricum, așa, și au venit la Alba Iulia. Unii care erau mai aproape sau totuși avea până la 100 de kilometri au mers cu căruța. Asta a însemnat câteva zile. Așa. Chiar atunci a început zăpada, dar... și ce este foarte important, am scris și în carte lucrul acesta, o soră din biserică, când și-a dat graduarea în 88, a vorbit cu un bătrâner care a participat la unire. Euforia și spiritul ăla și atunci îl transmitea și inclusiv sora când mi-a povestit cu atâta pală, atâta râvnă și înflăcără. Parcă ieri era... Interesant. Că noi nu mai simțim acel interior. Suntem obișnuiți, atât de obișnuiți cu încălțările astea care deja sunt, iată, 100 de ani de unire și ar trebui să... Puneți mâna pe o carte istorică, un documentar, pe ceva ca să vă reîmprospătați acel sentiment de euforie și toți ar trebui să facem asta. Vreau un pic să migrăm în zona, să zic, interesul nostru pentru seara asta, în zona baptiștilor și Marea Unire. Am vrut doar să așezăm puțin lucrurile în context. Și aș vrea să adresez o întrebare lui Cristi vis-a-vis de zona religioasă în România, sfera religioasă și
care era sfera religioasă, care erau, să zic, actorii principali în zona religioasă și ce influență aveau ei în rândul populației românești. Da. Avem unul cu altul o mare problemă, eu cu mine. Deci, reputatul istoric Keith Hitchens rezumă astfel situația Bisericii Ortodoxe din Regatul României. Biserica se bucura în continuare de un mare prestigiu moral ca instituție națională, întrucât fusese legată de soarta principatelor. Fusese legată de soarta principatelor Biserica Ortodoxă de la întemeierea lor și a fost o cărăuză spirituală pentru majoritatea covârșitoare a românilor care erau ortodoxi și nu făceau nicio deosebire între religie și naționalitate. Acum nu trebuie să absolutizăm concluzia lui Hitchens. Pe aceeași pagină el vorbește despre criza generală de identitate creată de formarea statului modern în România și de două curente care se conturau. Pe de-o parte era un curent tradiționalist, sprijinit de conservatori, sprijinit de clerul ortodox, sprijinit de țărănime și era majoritară, fiindcă țărănimea era majoritară. Și pe de altă parte era un curent minoritar, acest curent conservator era în favoarea marca de apropierea de lumea ortodoxă, de idealizarea trecutului, și era un curent reformator, pro-europenist, care reprezenta de liberali în general, care, și de intelectualitatea liberală, nu numai politică de liberală, ci de cea care se împărtășeau valori liberale, și care combinau recursul la Europa, la statul națiune modern, care era o realitate occidentală, și la latinitate. Până la urmă era întrucâtva aceeași dezbatere celebră din Rusia între slavofili și occidentalizați, doar că aici factorul religios era slavofilii care erau pro-tradiție, ortodoxie, și occidentalizații care erau pro-Europa, dar aici factorul etnic era mai degrabă cu reformatorii decât cu cel legat de originea latină decât cu ortodoxia și pentru noi este puțin bizar, pentru că ne gândim că românii erau ortodoxi și românii erau latini și că aceste două aspecte au cooperat armonios în realizarea Marii Uniri. Au cooperat, dar fără îndoială și au avut un rol decisiv, dar una trăgea către est, alta trăgea către vest și tocmai este destinul, mă rog, destinul, felul în care Dumnezeu a rândit lucrurile cu poporul român, că este singurul popor latin și ortodox în același timp. Au trebuit să colaboreze pentru că faptul latin și cu cer și vom mai vedea în răspunsul de următoare. Da, pentru că asta era situația de fapt. Doar o singură întrebare, doar o singură remarcă. Ortodoxia era net majoritară în Regatul României, mai mult de 90% erau români, mai mult de 90% erau ortodoxi. Majoritatea românilor erau ortodoxi, majoritatea ortodoxi erau români și erau mici minorități de evrei mozaici și musulmani. Musulmani, da, catolici, protestanți, ortodoxi de limbi și musulmani, dar erau minorități mici. Și influența lor, influența acestor religii era dominantă? Adică realmente influențau oamenii de rând sau erau... Da, cam influențau. Să trecem un pic la zona istorică și să ne întrebăm cum erau văzuți baptiștii într-un context ca acesta, predominant ortodox, predominant de biserica majoritară în România. Cum erau văzuți ei din punct de vedere teologic, adică crezurile lor și practic felul în care ei se manifestau și social, cum erau văzuți ei din punctul ăsta de vedere? Avem ceva surse în zona aceasta? Deci trebuie să fac și eu o clarificare. Noi vorbim, noi vorbește de zona regatului. Da. Eu vorbesc de zona Ardealului. Deci era altă lume, altă țară, altă era. Da, da. 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 Și atunci să știe lucrul ăsta. Avem, de exemplu, un Ardeal, presa a funcționat destul de bine încă din 1877, cam așa au început ziarele să apară și avem foarte multe informații, ele sunt cu tentă critică, dar pentru noi ne ajută foarte mult.
De exemplu, în 1905, ziarul Biserica și Școala, care la Arad, Episcopia Aradului, acuză copiii baptiștilor că merg la școlile de stat ca să faciliteze cumva, așa, maghiarizarea românilor din asta și, dar că sunt foarte buni și erau lăudați în presa maghiară. Și asta aducea ca o ofensă, să spunem, baptiștilor, că ăștia se duc acolo ca să facă această lucrare. Și totuși era un lucru care s-a observat. Mai ales dacă erai apreciat în presa maghiară, imediat deveneai, cum să zic, cumva împotriva ortodoxiei, împotriva românilor, adică nu mai suntem români. Mai avem alte informații, de exemplu, la Onești, Lupoș, erau angajați baptiști chiar la prefectul, județul lui, la instituții din astea ale statului sau la CFR sau catechieri sau chiar unii intelectuali angajau baptiști și lucrul acesta era nemulțumit oarecum comunitatea ortodoxă într-un fel. Adică ziarele, că la ele ne referim mai mult și comentau lucrul ăsta și nu înțelegeau de ce oamenii intelectuali angajau pocăiți, baptiști în mod special. Dar tot ei dădeau răspunsul că ei nu furau, nu consumau alcool, se putea baza, adică le putea încredința orice lucru că da. Erau siguri. Deci din punct de vedere social ei, pe de o parte, erau văzuți un pic negativ, dar pe de altă parte erau și apreciați pentru munca da. Și valorile lor pe care le aveau. Dar din punct de vedere teologic, crezul lor și practicile lor, da. Se ce să spunem așa? Ei, baptiștii, s-au format în Anglia, au trecut în Germania și din Germania au venit în România. Cei în România, cum erau văzuți. Da, la 1900 a apărut primul ziar baptist românesc, că și el a obținut foarte multe împotriviri, dar Iosif Vulcan, de la revista Familia, a apreciat lucrul ăsta, dar a fost taxat foarte puternic din această cauză. Sunt multe lucruri, multe... Da. Dar cum erau ei tratați? Hai să mergem în zona asta. Cum erau văzuți? Cum erau văzuți, am văzut, dar cum erau și tratați, efectiv, de către societate și... Societatea îi trata bine. Adică nu avem, să zicem așa, sigur că mai erau mici pispecoale, așa, incidente, dar oamenii, inclusiv oamenii de rând, pentru că s-a întâmplat la Lugoș, un soldat a fost rănit și a fost internat în spital. Preotul a mers să-l spovedească și soldatul n-a acceptat, el fiind convertit, a zis, Părinte, eu am primit pe Domnul Iisus în viața mea, cred că Domnul Iisus mi-a oferit mântuirea și a fost botezat acolo. Și preotul s-a enervat cumva, dar medicul spitalului zice, lăsați-l că chem-o pe cineva, el stea în spital, mai este un baptist rănit, dar nu chiar așa grav, și l-a chemat ca să stea de vorbă cu cel care era rănit și era pe moarte. A murit soldatul respectiv și sub presiunea preotului nu li s-a dat voie ca să îl îngroape în oraș, nici în apropiere, ci undeva între ceva localități. Ce vreau să spun, că mult popor din oraș s-a dus cu convoiul, pentru că a mobilizat. Acolo era și un cadru sanitar, așa, care era baptist, și a mobilizat toți baptiștii și oamenii și un convoi destul de mare. Și oameni din ăștia la alt ascultători s-au dus ca să participe la mormântarea soldatului, că s-a făcut undeva în votare. Unul dintre, și asta și la nivel de Europa, Germania, chiar pogonesc și zona Italiei și apoi zona scandinavică, unul dintre elementele foarte provocatoare din zona baptiștilor a fost botezul. Asta a fost și motivul pentru care baptiștii au fost persecutați nu doar ortodoxi, ci și de catolici.
și inclusiv de unii protestanți reformatori. Pentru că nu acceptau, baptiștii au fost foarte fixați pe acest botez al convertirii. Te-ai convertit, trebuie să te botezi. Și inclusiv în România sunt mărturii din zona aceasta, în care oamenii se convertesc și sunt chemați să, în mod public să arate asta prin botez. Mm-hmm. Și asta a provocat foarte multă, probleme în zona socială. Da. Aducând împreună aspectul crezului, da, da, ceea ce pe noi ca baptiști ne caracterizează acest botez nou testamental și credem în ăsta, convertirea trebuie să fie urmată de acest crez, de această mărturie publică. Da, foarte bun remarcă. M-aș întoarce totuși un pic mai în spate și l-aș întreba pe Marius Silveșan. Cum erau ei tratați, dacă avem mărturii, de fel, moduri în care ei erau tratați baptiștii, de autorități, de biserică, chiar, și ce putem, cum putem creiona, să zicem, zona aceasta? Da. Vreau să menționez înainte de asta faptul că o completare. Fratele Bela a vorbit de momentul 1918 un pic din punct de vedere religios. Nu vreau să revin decât pentru a menționa că la 1 decembrie 1918 avem Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, când se votează Unirea Transilvaniei și a Banatului cu Părecatul României, încheiindu-se astfel ceea ce colegul menționa, cele providențiale trei uniri, respectiv Basarabia, Bucovina și, iată, acum Transilvania. Revenind acum la, și totodată continuând, eu văd, din ce am studiat, din ce am citit, că este o problemă, mai zice, de alteritate, adică de modul în care erau priviți baptiști. Adică ei, într-o anumită măsură, erau priviți diferit. Dacă Fratele Bela a vorbit de modul în care, să zicem, societatea se relaționa față de baptiști, aș vrea să răspund la provocarea ta și să spun că autoritățile nu au fost prea îngăduitoare cu baptiștii. Pe de o parte, și datorită perceperilor ca fiind cumva alegeni, ca fiind cumva străini, ca nefăcând parte din corpul națiunii române. Și în acest context e de menționat această percepere a românului ca fiind ortodox. Adică se considera la un moment dat că dacă ești român, trebuie să fii neapărat și ortodox. De aici baptiștii au suferit persecuții din partea autorităților. Mă gândesc persecuții și la școală, inclusiv copiii care aveau ora de religie. Ora de religie pe care o făceau cu preotul. Au fost cazuri în care copiii de baptiști sau de alți evanghelici au fost luați cu forța și botezați în Biserica Ortodoxă. Am găsit documente nu la momentul anului 1918-19, dar pe parcursul perioadei interbelice, unde vorbeam de intervenții ale autorităților eclesiale ortodoxe la autoritățile statului. Mi-aduc aminte de un document în care un episcop, cred că, cerea ca copiii din zona respectivă, baptiști, să nu fie trecuți clasa, ca să spunem așa, rămânând cumva repetenți la ora de religie.
Ceea ce a fost surprinzător pentru mine aici a fost faptul că autoritățile statului au intervenit în favoarea copiilor de baptiști. Nu vreau să mai mă lungesc cu asta, dar să merg un pic mai departe, să spun și alte provocări. Provocări au avut și în armată, dat fiind faptul că avem și o serie de înțelegeri greșite ale baptiștilor, adică existau niște stereotipuri în societate. Se considera, de exemplu, că baptiștii nu pun mâna pe armă, erau confruntați cu alte denominațiuni religioase. De asemenea, avem cazuri de întrerupere a serviciilor religioase de către jandarmerie, în unele cazuri la provocarea prelaților Bisericii Ortodoxe. Mai menționez aici și faptul că aceste probleme, să zic așa, ale baptiștilor, dar și ale celorlalți, au constituit munca lui Rushbrook. El era un reprezentant al Alianței Mondiale Baptiste, va ajunge ulterior și președinte, iar împreună cu pastor Vasile Bel ne-am ocupat un pic de această activitate și de ce o aduc în discuție acum? Pentru că el vine și aduce în atenția autorităților cazul baptiștilor și el precizează faptul că baptiștii nu au ceva cu statul, nu sunt împotriva statului, li se aducea această acuzație că ei sunt împotriva națiunii române, sunt împotriva statului, ori demonstrează concret că este dar diferit. Foarte bune precizările astea și asta ne ajută pe noi să vedem cum erau ei priviți din afară, din exterior, biserică, oamenii normali și autorități. Dar cum pot fi definiții dinăuntru, dacă pot să spun așa? Ce istorie au ei, baptiștii, cine sunt baptiștii aceștia? Și ce încredință au, ce vedere au teologice, scripturale? Sunt mai multe detalii cu privire la aceștia, dar să încerc să vă reprezent un scurt. Tatăl baptiștilor, la nivel de Europa, este un cânt. Spurgeon spunea despre el că este Pavel al Germaniei, dar a fost Pavel al misionarul Pavel al apostolul Pavel al României. Interesant este că pe filiera aceasta via minorității germane a pătruns baptismul în România. Din materiale pe care le avem, inclusiv în limba română, am văzut că au pătruns, au ajuns direct în București. Interesant e că București, în perioada aceea, din informațiile istorice pe care le avem, undeva la 30% erau minorități. O populație undeva la 300.000 de oameni în București, 30% minorități, aveau și o minoritate semnificativă germană. Prima biserică baptistă instituită în București a fost la Popa Rusu și a fost în limba germană. Mai târziu au fost foarte eficienți în evanghelizare. Asta și pentru că Onken, una dintre motorurile lui au fost fiecare baptist este un misionar. Și interesant aspectul acesta, adică dacă ne gândim, na, majoritatea de aici suntem baptiști, dacă ne gândim la istoricul, la bogăția, la moștenirea pe care am primit-o noi, acest prim om din Europa care spune baptiștii sunt misionari, e absolut superbă. Sunt multe caracteristici cu privire la baptiști. Prima dintre ele specifică este acest botez, dacă ne referim la crez, dar după aceea este mântuirea doar prin credință. Scriptura, singura regulă a credinței și a practicii care vine în contrast cu Biserica Ortodoxă și nu numai catolică, care credea că atât tradiția orală și interpretările părinților bisericii pe care ei recunoșteau, fiecare dintre ei
avea autoritate în conduita credinciosului, baptiștii spun că numai Scriptura, sola Scriptura. Da. Și apoi un alt aspect este autonomia bisericii locale. Este una dintre identitățile noastre ale baptiștilor până în zilele acestea. Adică dacă ne gândim la nivel de România, dacă nu greșesc, Biserica Baptistă este, cultul baptist este singurul care este separat de stat. Da? A rămas singurul. Am vrut doar să verific lucrul ăsta. Și asta, din nou, încurajator. Din punct de vedere financiar, și nu numai. Adică au păstrat autonomia bisericii locale, ceea ce cred că e un element biblic aici, adică există o autonomie a corpului local. Și apoi ultimul aspect este libertatea conștiinței sau libertatea religioasă. În mod special, în Statele Unite, baptiștii au turuit foarte mult această libertate religioasă și libertatea conștiinței, însă ea pătrun și în zona Occidentului European și până la noi. Da? Nu știu dacă... Da. Mă gândeam la faptul că baptiștii sau au venit aici în România pe mai multe filii, una este germană, și au dus Evanghelia, acum mai mulți români pleacă în Germania, nu știu dacă cu același scop, dar mi s-a părut interesant că au fost mai multe puncte. Un punct a fost în București, unul a fost în Dobrogea, datorită celălaltă, care aparține acum de Ucraina, Turionul, care aparține înainte de Basarabia. O altă filiere a fost maghiară, în Ardeal, un anume Anton Novak, a fost cel care, venind din Ungaria, vestit Evanghelia, a vestit de fapt de credincioși, care vreau să studieze Scriptura, i-a ajutat să cunoască mai bine pe Dumnezeu și apoi liderul Bisericii Baptiste din Budapesta a venit a botezat și felul ăsta s-a format la Salonta Mare. Prima biserică din Ardeal. Și nu au fost decât două persoane, dar dintre aceștia un frate a luat în serios ceea ce înseamnă mișcarea și de a duce Evanghelia la oameni acolo și în curând, acum și astăzi avem cea mai mare comunitate evanghelică în partea de vest a țării. Aș pune o întrebare, care e punctul lor, să spunem, cel mai important pe care l-au accentuat oamenii ăștia? Care era, cum s-ar zice, crucea lor? lucrul de esență care era peste tot predicat și așa. Eu cred că, de fapt, erau patru puncte pe care ei le accentuau, unul dintre ele era conversionismul. Ideea că fiecare om trebuie să experimenteze nașterea din nou, da? Deci nu ajuta cu nimic ca cineva să treacă de la o confesiune la alta, fără conversionism, fără convertirea. Asta era unul extrem de important. Apoi era crucicentrismul, faptul că în centrul mesajului era Hristos și jertfa pentru păcatele noastre. Un accent deosebit, așa cum menționa și Nic, era cel pus pe Cuvântul lui Dumnezeu, biblicentrismul, sola Scriptura, autoritatea, sau unica autoritate pentru noi, baptiștii. Ei credeau în faptul că Scriptura e însuflată, în inerranță și așa mai departe. Și evanghelismul. Unii spun activismul, dar sună un pic mai negativ. Dorința și eu am înțeles foarte clar că este misiunea Bisericii de a duce Evanghelia și de a trimite misionari în toată lumea. Da. Ștefan, dacă îmi permiți. Da. Câteva completări așa. În opinia mea, ca istoric, și după consultare fiabilă și cu istoricul de lângă mine, aportul principal la răspândirea credinței baptiste în ceea ce noi denumim astăzi generic ca spațiu românesc, adică inclusiv
și Basarabia, care acum are la Republica Moldova, deci este o țară separată, o au germanii. Vorbim de puncte misionare, așa cum a amintit și Romica și Nicu, de puncte misionare în București, în Dobrogea, la Cataloi, am avut și în Basarabia, însă, din ce știu eu, aceste puncte misionare s-au datorat germanilor. Erau germanii aceia care exact. Au început. Fratele Vasile Belu să vorbească un pic și despre situația din Transilvania, pe care o cunoaște destul de bine. Vreau să mai fac o completare referitor la concepția lor, la un punct principal al modului lor de viață, de gândire, un aspect care a trecut dincolo de partea religioasă, teologică și a influențat societatea, anume, așa cum s-a amintit, libertatea religioasă. Uh-huh. Baptiștii au militat și militează în continuare pentru libertatea religioasă. Uh-huh. Și acum o să îl rog. Foarte important. Din păcate nu putem să adâncim în toate subiectele pe care ne-am dorit și de asta vreau să și continuăm. Așa, o întrebare pentru Cristi de data asta, pentru că să mergem un pic mai departe și să vedem relația statului, să spunem așa, statul cu religiile și în mod deosebit de relația dintre stat și ortodoxie acum și ce rol a avut relația asta în unificarea României și ce putem spune de sintagma asta român, deci ortodox și dacă a avut vreo influență ideea asta în decursul unirii, să spunem. Da. A avut, sigur că a avut, dar nu trebuie să generalizăm excesiv. Da. Uite, și eu am zis mai devreme că poporul român e latin și ortodox în același timp. Da. Așa e când te grăbești, spui prostii. Poporul român este marea sa majoritate latină, marea sa majoritate ortodox, dar rolul minorităților etnice și religioase este foarte important pentru bogăția lui sufletească. Da, mai precis, da. Da. Și eu prea sunt de acord cu distinția asta, adică nu sunt deloc, dar acolo în descriptiv, pe două plane. Descriptiv mi se pare exagerată, iar... Mai merge tot? Merge. Iar explicativ... Stă pe loc, ok. Stă cu mine. Iar explicativ mi se pare periculoasă. Pentru că, descriptiv, să nu uităm că Iuliu Hosu, episcopul Iuliu Hosu, care a citit proclamația de la 1 decembrie, era episcop greco-catolic, ortodox. Gheorghe Popte Păsești, președintele Partidului Național, era greco-catolic. Viitorul președinte al Partidului Național Român, pardon, al Partidului Național Român, Iuliu Maniu, era greco-catolic. Liderii școlii ardelene, care au avut un rol atât de important pentru cauza românismului ardelean, erau greco-catolici. În Transilvania erau aproape 1,8 milioane de ortodoxi, dar români, dar și mai mult de 1,3 milioane de greco-catolici. Deci nu toți românii din afara granițelor erau ortodoxi și nu toți ortodoxi erau români. Iar pentru a veni la al doilea nivel, cel explicativ, această sintagmă mi-aduce aminte de Naia Ionescu. Are Naia Ionescu un articol din 1930, Afib un român, în care ne povestește despre Percu Solomon din Târgă la Pașcani, despre călugărul papistaș Samuel Micu și despre Ion Brătianu, tatăl care a făcut atât de multe pentru cauza României moderne, și ne spune că toți aceștia trei sunt buni români, fără îndoare, dar nu sunt români. Eu, în logica așa asta, aș zice că până la urmă e român cine îl consideră Naia Ionescu că e român. Și dacă luăm în considerare faptul că Naia Ionescu a fost cauțiunea intelectuală a Smintenii Legionare, cum o numea Curianu, vedem unde pot duce asemenea exagerări pe plan politic, lipsite de discernământ. Bun, dacă mergem spre zona baptiștilor, cum înțelegeau ei diferența asta sau relația asta dintre a fi român și a fi baptist în același timp și distinția asta sau unirea asta sau relația asta între biserică și stat? Pentru că pentru ei nu era nicio problemă să, deși pentru unii era o problemă, poate în vremea de atunci, că erau români, putea fi cineva român, dar nu ortodox, pentru ei nu era nicio problemă. Cum vedeau ei chestiunea asta? E de teologi.
Baptiștii totdeauna au susținut faptul că biserica trebuie să fie separată de stat. Și, bineînțeles, din punctul acesta de vedere, ei nu vedeau niciun fel de incompatibilitate între a fi român și a fi baptist. Acum, cu vreo două secole în urmă, când o mare parte din România, așa cum a fost amintit și domnul Cristi, erau greco-catolici, ei și-au exprimat adeziunea față de Roma, dar ei n-au încetat să fie mai români decât restul românilor. Ba din potrivă, aș putea spune că ei au fost cei care au militat împotriva drepturilor românilor din Transilvania în perioada aia când era sub dominanța austro-ungară. Și atunci, într-un mod echivalent, nici baptiștii nu sunt mai puțin români decât ceilalți, ba din potrivă, ei chiar au avut și, la un moment dat, Marius a menționat, au avut o contribuție extrem de importantă socială. Oriunde ei au fost, au împărțit Biblie, au ajutat la nivel, creșterea nivelului de educație și de cultură, s-au implicat în sfera socială și prin ridicarea acestui nivel de spiritualitate, oamenii au început să se schimbe, au renunțat la multe vicii, alcool, tutun, menționat și fratele de... Deci, ei nu... Pentru ei era o problemă, într-adevăr, pentru majoritatea care erau reprezentați de Biserica Ortodoxă, așa cum a fost amintit, ei au încercat cumva și după unirea Transilvaniei să treacă tot sub aceeași religie, să fie Biserica Ortodoxă majoritară. Ei, lucrul ăsta vă dați seama că a fost destul de greu, mai ales că ei vreau să adaug și apelativul de Biserică Națională. Și prin asta a creat o mare îngrijorare pentru baptiști, pentru, și nu numai pentru ei, și pentru celelalte culte, pentru că în momentul în care începi să-ți asumi acest apelativ de Biserică Națională, înseamnă că celelalte culte devin din național și neromânești. Exact cum ai spus și tu, a fi român egal ortodox. Ori lucrul acesta, pentru ei, nu era așa. Ei nu vedeau în felul acesta. Deci, putea să fie un credincios baptist, harnic, devotat, să te supui legilor statului, să plătești taxe și să fii din aceeași niște niște. Și până la urmă ei se devotau în primul rând lui Dumnezeu și apoi în mod secundar și statului român, dacă pot să spun așa. Cam asta era. Exact. Nicu, are ceva de spus și vreau ceva. Ideea e, dacă vrem să ne întoarcem în vremea aceea și vrem să fim obiectivi, da, înțelegem teama din zona Bisericii Ortodoxe. Okay. Deci gândește-te, gândește-te, venea o forță germană și oamenii care ajungeau, inclusiv cei din, cei din București, știu foarte multe despre detalii despre ei, erau profesioniști în ce făceau, erau tâmplari, erau foarte, foarte buni, au adunat o grămadă de oameni pe lângă ei. Și au dus spiritul oncăn. Suntem misionari în ceea ce facem, evanghelistici. Și atunci Biserica Națională Ortodoxă a văzut în această mișcare baptistă care vine din zona germană un pericol. Și atunci trebuie să înțelegem puțin de unde această teamă până când, în 30 și când, în 38 sau un an de zile, după hotărârea aceea, baptiștii s-au putut întâlni un an de zile. De curând am citit despre aspectul acesta, nici n-am știut elementul ăsta. Că a fost tot timpul această teamă și pericol care s-a văzut din zona baptistă. Venind pe această nuanță germanică sau... acum, dacă suntem, din nou, obiectivi și noi ne cunoaștem rădăcinile noastre, înțelegem că baptiștii nu au nicio treabă până la urmă cu nicio nuanță. Da, erau ei contra statului, spre exemplu, dacă aveau această... Eu nu erau nici contra nici... Deci, eu cred că au fost tot timpul neutri și am înțeles... Asta cred că vine și pe nuanța biblicistă și... înțelegerea Scripturii pe care ei aveau și pasaje precum Roman 13 sau alte în care ei au înțeles că sunt cetățenii cerului, că sunt responsabili să vestească Evanghelia. Asta și pentru că Oncăn a avut foarte multe relații cu moravienii, de exemplu, și cu meloniții.
Și din zona aceea, cred că a venit iarăși cu un spirit ăsta misionar în care te duci în orice națiune, te identifici cu ei doar de dragul de a le vesti Evanghelia. Și cred că în felul ăsta baptismul, realmente la nivel de Europa, nu neapărat andiat. Istoricul Angliei e total diferit, atipic față de ce s-a întâmplat în restul Europei. Deci, da, ca să sumarizez, să spun așa, deci era Dumnezeu, adeziunea principală, noi îl slujim pe Dumnezeu, și apoi sub el era, dacă vreți, statul și slujim statul în măsura în care el slujește lui Dumnezeu. Absolut, și o să vedem când o să vorbim despre etica muncii și aspectele acestea, adică oamenii ăștia au fost foarte, foarte serioși în ce au făcut. Și că veni vorba, oamenii ăștia, acum ne vor spune istoricii noștri de aici, erau și patrioți și au participat chiar în războiul de independență. Hai să vedem ce mărturie avem noi despre participarea lor la război și cum au fost pe front acolo și au dus greul unirii împreună cu ei. Deci, când au început ostilitățile, deci, am spus și înainte, baptiștii au fost înrolați ca orice cetățean al țării în război. Deci ei nu au făcut diferența sau nu au făcut ceva, chiar dacă n-au acceptat subvenție de la stat, adică să fie plătiți pastori de la stat, chiar slujeau ei statul. Da, ei slujeau statul, erau supuși, au fost înrolați. Și chiar în război ne-au murit mulți frați, adică dacă ne luăm numai după informațiile care le avem în Curtici, din biserica din Curtici, 51 de frați au fost, inclusiv cu păstorul lor. A fost în război. Da. Unii au venit, alții nu s-au mai întors. Au murit și chiar a murit un frate de-al nostru, care avea revistă, care muncea foarte mult pe în domeniul ăsta literar, au pierdut foarte mult. Ei s-au dus la război, nu s-au tras, dar erau niște grupuri, nazarineni, de exemplu, și intenționat se făcea confuzia între ei și nazarineni. Pentru că ea nu se supuneau, nu vreau să meargă în albată și așa mai departe. Ce vreau să amintesc, că pe front, când au mers, ei au mers cu Biblia. Și un fel, acum, n-ar vrea să se supe sau, mă rog, să fie cumva stânjerit așa de... un preot n-a înțeles cum poate un soldat, care are un bagaj foarte greu de dus, să mai ia și Biblia în spinare, să o ducă. Și spunea despre un tânăr care era rănit grav și trebuia să moară, a mers să-l împărtășească și nici ăla n-a vrut să ia împărtășanea, spunând că l-a primit pe Domnul Iisus. Și în comentariul care l-am citit, nu înțelegea cum, zice, pe lângă că au atâta greutate în spate să mai ia Biblia Britanică, într-adevăr era o carte mai groasă ca și aceasta, cu file groase, nu ca asta de astăzi. Era traducerea din 1873. Carte grea. Dar mergeau acolo cu Biblia, predica că război nu însemna tot timpul numai activitate. Sigur, erau multe momente moarte. Așa, da, și acolo ori se îmbătau, ori făceau. Baptiștii au dus literatura acolo, ca să spunem așa, un decolul ăsta. Mm-hmm. Au dus Biblii, dar au dus și reviste. Au fost pe front, dar mă interesează cum vedeau liderii lor, ce atitudine aveau liderii baptiști vis-a-vis de liderii. Am citit câteva articole din 1916-17 scrise de Vasile Bedecar și nu numai. Ei puneau totul în seama lui Dumnezeu. Mm-hmm. Dumnezeu pune stăpâniri. Și chiar s-a discutat mai înainte, ca așa, o mică destindere, să zic. Frați, că se zicea că românii au fost privilegiați. Eu am citit, nu știu cât de adevărat și cât este, că baptiștii și, în general, evanghelicii în Rusia țaristă se rugau foarte insistent și posteau pentru că migrau ăștia musulmani. Veneau și apropiau foarte
intens așa pe, spre Europa. Și frații s-au rugat ca să pună stabilă înaintele musulmane. Și a venit comunismul. Adică și comunismul considerăm că a venit tot ca un plan al lui Dumnezeu, cu un scop. El o... Așa și... Iar liderii cum... Și frații noștri încurajau și trimiteau scrisori către soldați de încurajare că e planul lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Adică cum vedem și astăzi cu partidele, că de ce să fac, zici Dragnea sau zici nu știu ce. Era planul lui Dumnezeu să destrame imperiile și să formeze altă țară. Da, să-și primească liderii. Deci e încurajare, când am încurajare, am un SMS de la fratele pastor, îmi spune să persevereze înainte, pe, cu baioneta în spate. Frumoasă mărturie. Cum iată partea nu teologică, se îmbină cu partea, asta socială și, chiar militară. Hai să mergem un pic spre zona de evanghelizare, pentru că, cum am auzit, baptiștii erau mari evangheliști și asta erau Onken, așa cum era Rick, Gerhard Onken, părintele baptiștilor din Europa, spunea că baptist este un misionar, fiecare baptist este un misionar. Și ce este evanghelizarea? De ce și de ce era așa de importantă pentru el? Acum ca o definiție pe care pot să o dau, deși sunt diferite variante, aș spune în esență că este confruntarea celui necredincios cu adevărul privitor la Iisus Hristos. Și în speranța că acesta se va întoarce cu pocăință și credință la Dumnezeu și va pune încrederea în Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și, bineînțeles, ulterior va lua parte la părtășia Bisericii. Asta zic așa, ca o definiție scurtă. Acum, dar de ce ar avea nevoie oamenii de un astfel de lăsat? Nu ar putea ajunge ei la Dumnezeu prin alte căi, prin alte surse? Acum noi știm că nimeni poate să ajungă la Dumnezeu în afară de decât prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci oamenii au nevoie, așa cum spuneam mai devreme, una dintre valorile sau una dintre caracteristicile baptiștilor este legată de conversionism, de nevoia de naștere din nou. Deci fără naștere din nou și fără credința în Hristos, că atunci Mântuitor nimeni nu poate să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Oamenii, legat de aspectul acesta de evanghelizare, aceasta este practic misiunea Bisericii. De asta și facem evanghelizare. Vrem să expunem pe oameni la mesajul Evangheliei și oamenii au nevoie. Când vorbim de evanghelizare, practic sunt două obiective. Un obiectiv vizează pe cei să zic așa, pe care Biblia numește păgâni sau care nu cunosc, n-au nicio treabă, atei, agnosticii sau chiar anumite persoane de altă religie, budismul, hinduismul, religia musulmană, care au nevoie să audă despre Iisus Hristos și despre credința. Ne noi știm că doar prin Hristos, doar prin credința ne putem, cineva poate să fie mântuit. Și fără credință și pocăință nu se poate. Celălalt obiectiv este legat de toți ceilalți care sunt expuși, să zic așa, culturii creștine. Care pot fi chiar oameni din bisericile noastre. Pot să fie participanți regulat la serviciile biserice. Faptul că aparții de o anumită biserică, faptul că vin în mod regulat la biserică, asta nu te mântuie. Deci fiecare om trebuie să aibă o relație personală cu Hristos și trebuie să aibă experiența noastră. Nu doar un titlu, un nume, exact. Ci trebuie să fie ceva real, interiorizat, o apartenență, să zic, interiorizată la creștinism. Dar aș vrea să pun o întrebare vis-a-vis de care e distinția dintre, sau diferența între prozelitism și evanghelizare. Pentru că baptiștii și evanghelicii în general au fost acuzați și sunt acuzați de prozelitism. Păi tocmai asta este diferența, faptul că cineva trece de la o confesiune, de la o religie în alta, fără să aibă experiența nașterii din nou, fără să aibă, să-L aibă pe Hristos ca Domn și Mântuitor,
fără acesta este, nu l-ajută cu nimic, nu l-ajută cu nimic pe acea persoană, și practic baptiștii au fost acuzați, dar practic ei nu asta au vrut. Deci nu și-au dorit și nu urmăresc să treacă oamenii dintr-o parte în alta. Deci ei predică Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos este Cel care le schimbă viețile, și atunci, ca rezultat, oamenii caută un mediu de părtășie și de creștere spirituală. Deci fără experiența asta, spune că nu ajută cu nimic o persoană doar să vină, să participe, pentru că mântuirea este personală, nu este prin, să zic așa, națională sau de masă. Da, deci nu avem de-a face cu o schimbare a religiei, ci cu o transformare supranaturală a lui Dumnezeu. Asta e chestiune foarte, foarte importantă. Dar cum vedeau, să zic, biserica majoritară și, în general, oamenii, ideea asta de prozelitism, de ce era ea văzut atât de rău, Cristi, în contextul al Unirii și al... Prozelitismul protestant, că la el ne-a referit, cu nuanțele aduse de colegii, diferența între prozelitism și evanghelizare, venea în continuarea unui prozelitism catolic, care dura de secole. Și pe măsură ce a trecut timpul s-a mutat o atitudine defensivă a Bisericii Ortodoxe, pe de o parte pentru că se percepea ca fiind principala victima prozelitismului și pe de altă parte pentru că ea nu avea tradiția ei decât într-o măsură foarte redusă și prozelitismul și evanghelizarea, cum să zic așa. Adică fiecare era ofensivă. Nu era ofensivă, da. Dar nu era ofensivă. Nu sunt la fel de multe în orice caz misiuni ortodoxe în lumea a treia, să zicem că cum sunt misiuni catolice sau protestante. Chiar departe, din păcate. Și ar mai fi un aspect referitor la Transilvania, și anume acela că mulți dintre maghiari erau și ei protestanți. Și era o politică foarte acută, aș zice, de maghiarizare înainte de Marea Unire, radicală. Și în contra acestei uniri, principalele puncte de rezistență ale românismului se zicea erau școlile confesionale, atât ortodoxe cât și greco-catolice. Și de aceea ei se percepau cumva ortodoxi, adică printr-o răsfrângere în oglinzii, ca fiind amenințați de ceea ce le putea aduce aminte. Era un raport față de alteritate, cum a spus și istoricul Marius. Da, Ortodoxă avea motive să fie supărată, pentru că din 1700, când a început să spune trecerea unor episcopi ortodoxi, s-a făcut sub presiunea banului. Adică la greco-catolici, da. Adică erau considerate, zicea, biserici surori, dar nu erau surori. Că totuși erau discuții, s-a văzut apoi în 48 și iar în, cam în aproximativ 1988 am discutat la Alba Iulia cu un episcop. A zis, domnule, eram apropiați în familie și îmi permiteam. Totuși s-a făcut o nedreptate catolicilor, că li s-a luat dreptul în 48. Zice, nu e adevărat, pentru că noi am fost la început și ei ne-au luat prin influența banului, că a venit și la mituit sau, hai să nu zicem mituit, dar i s-au oferit bunuri pe care ortodoxii nu le aveau, că totuși în Transilvania, mă refer, erau minoritari, nu erau chiar așa, că erau multe, cum a zis, evanghelice. Dar revenind un pic la ce spuneam mai devreme, ce mărturii istorice avem despre cum era încăpinată evanghelizarea asta, care era văzută drept prozelitism de Biserica Ortodoxă. Mi-era împinată de, sau de autorități, în general, mai de... Baptiștii au venit cu două lucruri. Adică, chiar am citit un articol cam 1800 și ceva, 90. De ce bisericile sunt goale de credincioși? În biserica și școala, o revistă. Și acolo se spune că odată mergeau oamenii și nu înțelegeau nimic. Adică slujba se ținea în altă limbă decât cea românească. Și
omul nu prea era interesat să meargă să asculte ceva ce nu știa, ce nu înțelegea. Baptiștii au venit cu Biblia și îi spune, era nedumerit în articolul respectiv, acum oamenii merg după cineva care vine cu două cărți, adică cu Noul Testament și cu o carte de cântări și lumea merge pe el. Pentru că ei citeau din Biblia, adică citeau în limba română ce spune Mântuitorul și vedeau. Asta nu corespunde, asta corespunde. Și nu s-a acceptat ca un om simplu să pună Biblia, da, să pună mâna pe Biblia. Asta era, vederea asta era cumva din perioada pre-reformatorilor, reformatorilor. Și acum, încă mai sunt unii, da. Și cum erau ei tratați? Cum, când se întâmplau astfel de acțiuni evanghelistice, poate că erau feriși, erau... Da. În Ardeal, normal, autoritățile dădea libertate. Când în 1890 s-a votat o lege în favoarea libertății, iar în 1905 s-a dat drept special baptiștilor, autoritățile au fost de partea lor. Nu s-a întâmplat ca la București. Autoritățile maghiare... La București care a fost? Că ei, deși la Marea Unire s-a citit foarte clar libertate religioasă în toți, baptiștii n-au beneficiat. Nici după 1928, când s-a votat în Parlament legea cultelor, totuși nu am beneficiat 100%. Preoții influențau și erau persecutați. Baptiștii chiar în satul meu, jandarmul stătea în casa cuscului meu, era cu chirie acolo și zice, Bade Grigorie, zice, n-am ce face, trebuie să vă confiți toate cărțile. Preotul, zice, va reclama și eu, zice, ia-ți ce trebuie din cărți de aici și zice, restul vi le confist. Deci, da. Erau puși așa între Ciocan și Nicolae. Poate ai ceva în zona asta de completat? Da. În primul rând, aș vrea să spun că, în opinia mea, ce am citit, ce am văzut, involtul pentru care o parte din liderii Bisericii Ortodoxe din Transilvania aleg să treacă la catolicism în forma asta de greco-catolicism, nu s-a datorat motivelor pecuniare, financiare, cât mai degrabă, așa cum am amintit și colegul mai devreme de școala ardeleană, era o dorință de a obține drepturi politice pentru români, pentru că românii în Transilvania nu aveau drepturi. Și, într-adevăr, deși ei, eu aș spune mai degrabă că au fost într-o anumită măsură păcăliți, fiindcă li s-a promis ceva și au obținut mult mai puțin decât li s-a promis, dar, mergând mai departe, observăm, de exemplu, acțiunea școlii ardelene cu lideri greco-catolici în această direcție a redescoperirii identității naționale. Merg mai departe cu completările. Mă opresc la momentul 1918 și vreau să evoc aici, pe scurt, în câteva cuvinte, rolul pe care Regina Maria, soția lui Ferdinand, l-a avut în recunoașterea unirii de către români. Deci, pe lângă toate celelalte elemente care au fost amintite, trebuie să luăm în considerare și aportul foarte însemnat al ei la conferința de pace de la Paris. Venind acum în perioada interbelică, am deschis aici Constituția din 23. Constituția din 23, care în articolul 22, deși menționează la început că libertatea conștiinței este absolută, puțin mai încolo precizează faptul că Biserica Ortodoxă Română, fiind cea mai mare majoritate a românilor, este biserica dominantă în statul român. Și baza, probabil, acestui... Exact. Și în felul ăsta fac și o completare la discuția anterioară, referitor la relația biserică-stat. Relația biserică-stat, inclusiv în perioada interbelică, a fost una destul de complexă.
baptiștii au fost persecutați. Nu a fost o luptă ca să obțină, să obțină drepturile respective, care și aici putem menționa că la unire, așa cum s-a menționat, li se promisese și, de fapt, era o condiție a recunoașterii unirii de către marile puteri acordarea judecăților, totuși nu s-a întâmplat așa ceva. Vreau să mai zic că o altă chestie, anume modul cum se relaționează baptiștii cu statul. Baptiștii se supun statului, se supun autorității, iar limita ar fi aceea ca cerințele statului să nu intre, să nu interfereze cu, să nu intre în contradicție cu cerințele revelate în cuvântul lui Dumnezeu. Pe dată, dincolo de aceste limitări, în mare baptiștii s-au supus. Acum, referindu-mă la întrebarea pe care ai pus-o referitor la situația, eu știu, să zic, și a prozelitismului, știu că au fost probleme destul de mari, acuzații din partea, în principal din partea Bisericii Ortodoxe Române, fapt care a cauzat lucruri uneori încălzitoare, care ajung la o culme în anii 40, mai ales în Basarabia și în Bucovina, cu bătăi și așa mai departe. Lucruri, persecuții care erau și în perioada interbelică. Deci, asta e ca să sintetizez. Și cu toate acestea i-au perseverat. Și mai mult decât atât, uite, am câteva date statistice. De exemplu, în 1920, deci iată, la scurt timp de la unire, erau 18.751, iar până 1930, când s-a făcut un, deci avem recensământul din perioada interbelică, deci putem considera ca datele fiind oficiale din partea autorităților, datele pe care aici înregistrează un număr de 43.000 de membri. Deci, 200% sau da, ceva de genul acesta? Au perseverat în ciuda persecuțiilor. Și mai mă gândesc la o chestie, anume la ce zicea Nicu cu germanii și cu etica muncii, o etica muncii pe care baptiștii au luat-o și au însușit-o, și mă gândeam în timp ce vorbea Nicu la cartea lui sociologului Max Weber, etica protestantă și spiritul capitalismului, care sugerează într-o anumită măsură faptul că capitalismul se datorează acestei etici și... Da, aici vreau să ajung la zona asta, să zic, invitarea socială a baptiștilor și cumulăm cu etica muncii, pentru că timpul e aproape finalizat, dar sper măcar în zona asta să atingem câteva puncte. Ce vedere avea, pentru că țara în momentul acela avea mare nevoie, nu? De oameni sănătoși, oameni muncitori, oameni care să aibă etica muncii, care să construiască, atât cum e nevoie și astăzi. Vedeți, oamenii buni pleacă și rămân unii care nu sunt chiar așa de calificați. Ei, atunci era și cu și mai mare nevoie de astfel de oameni, pentru că țara venea după război și țara venea, era într-un context în care tocmai se uniseră aceste principate și să unești trei țări nu este ușor. Nu este ușor și este greu, este dificil și aveai nevoie de oameni de calitate. Cum erau implicați din punct de vedere social, să spunem, baptiștii în vremea aceea? Da. Da, și din punct de vedere al eticii muncii. Da. Am să mă refer aici la
un caz specific, anume implicarea lor pe partea asta socială cu orfelinatele. Da. Erau mulți orfani, asta e clar, după război. Exact. Deci trebuie să înțelegem și acest context al războiului, al privațiunilor din perioada respectivă, a numărului de morți, așa, familii care au rămas despărțite, tați sau, eu știu, poate chiar și mame care au murit pe front sau, eu știu, datorită compartamentelor. Deci, în acest context, așa cum menționa și pe Ștefan, avem un număr probabil destul de mare, nu am dat acum de orfan, dar cert este că aveam și datorită unui studiu privind situația libertății și a bunăstării în perioada interbelică și mulțumesc domnului Adrian Iacu pentru faptul că mi-a pus la dispoziție acest studiu. Pot să menționez că, interesant, iată, chiar din 1923 avem informații referitoare la un orfelinat al baptiștilor. De data aceasta vorbim de baptiștii maghiari, dar în România, ceea ce este un lucru de semnalat. Și, de asemenea, pot să menționez aici orfelinatul făcut de baptiștii români de la Peripeț, pe lângă Caransebeș, pe lângă Caraș, care a funcționat o perioadă importantă de timp, a fost închis de comuniști. De asemenea, am mai avut orfelinate deschise de către baptiști la Lupen și Semeria, dar cu siguranță ei s-au implicat pe partea socială și în alt mod. Discutam cu pastorul Vasile Bel referitor la acțiunile în cadrul comunităților baptiste. De asemenea, vreau să... Poate în etica muncii să punctăm ceva, nu mai avem foarte mult timp, de asta vreau să punctăm câteva lucruri ca să putem să încheiem toată paleta asta de subiecte. Poate în etica muncii să ne spuneți ceva, cum erau ei văzuți, cum erau... Că deja aveam ceva lucruri, am auzit ceva lucruri, dar vreau un pic să vedem lucrurile astea. Nu am niște mărturii concrete din perioada respectivă, dar știu cert, coroborând mai multe informații și surse directe sau indirecte, faptul că ei erau oameni de nădejde, dacă mă refer, de exemplu, și la ce s-a amintit în secolul XIX cu Mihai Cornea, el are o mărturie bună, tocmai datorită acestei etici a muncii, tocmai datorită faptului că era o persoană de încredere, o persoană care avea niște valori etice și totodată avea și o etică a muncii. Ori aceste lucruri s-au transmis mai departe pe tot parcursul perioadei interbelice și chiar aici, mai departe. Aici poate fratele Vasile să ne spună ceva exemple concrete din discuțiile mele în culise. Mi-a povestit câteva exemple frumoase de mărturii ale felul în care oamenii ăștia munceau și construiau noua nație. Apostolul Pavel spunea la un moment dat că robii trebuie să lucreze în așa fel că sunt văzut nu de stăpânilor, ci de un alt stăpân care este deasupra tuturor, vede Dumnezeu. Și ei, întotdeauna creștini, au lucrat având deasupra lor, nu stăpânul pământesc, ci... Am rămas impresionat când am citit despre suita regală s-a dus în localitatea Butei, de lângă Arad. Și acolo regele, suita, văd o gospodărie foarte frumos amenajată, toate lucrurile la punct. Și întreabă regele, dar cine locuiește acolo? Și răspunsul este că pastorul Sida
așa se numea baptistul Sida. Baptiștii au venit din Germania, din țări care erau mult mai avansate din punctul ăsta de vedere și când au venit aici, în prima spunea fratele de Rușcu că deci a imprimat și atitudinea asta, demnitatea asta la locul de muncă să lucrez ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Și avem multe mărturii de felul acesta, baptiști erau chiar văzuți, apreciați de cei din afară, în credința asta. Dar ce teologie aveai? De unde pornea toată dorința asta? Hai să-i auzim da. Pe, un pic pe frații teologici pe care avem. A zis fratele textul de... da. Din Pavel a pornit. De la Pavel. Absolut de la Pavel, dar eu cred că, mă rog, de asemenea din materialul pe care l-am citit, nu cred că era doar elementul biblic aici. Când facem istorie, cred că trebuie să facem puțin și analiză. Și trebuie să recunoaștem și asta este una dintre favorile pe care Dumnezeu mi le-a arătat, ca și baptiști fiind. Că a venit pe această linie a nemților, adică Șașmit, care a ajuns în București, el era un meșteșugar, întâmplare. Și din mărturile pe care le avem, nu traduse în limba română, dar în engleză, majoritatea misionarilor sau familiilor germane care au ajuns în România, majoritatea erau meșteșugari și foarte buni, foarte buni în ceea ce făceau. Și au deschis ateliere, au adus oameni în atelierele lor, i-au instruit, nu doar teologic, ci și i-au instruit în ale muncii. Așadar, cred că este atât nuanța asta biblică, în sensul în care ei au înțeles rolul lor în societate și faptul că Dumnezeu le cere excelență în ceea ce fac, dar în același timp vine și pe această cultură a muncii serioasă, când ține, mai ales când vorbim despre organizare, despre... Eu nu cred că românii în ADN-ul lor au asta. Și atunci, dacă vezi anumite comunități în care se sizeze aspectul ăsta, înseamnă că acolo e o altă influență. Și, ok, și noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu, în modul în care ne transformăm pe noi ca oameni, dar lucrurile se reduc și la educație. Și atunci, cred că merg mână în mână, părerea mea. Da, și în zona socială, că tot am auzit de orfelinate și implicări sociale, cum vedeai relația cu Dumnezeu pe paliera asta, paliera socială? Pentru mine e memorabil, de exemplu, în 1842, când a fost în Hamburg marele incendiu. În perioada aia, în Europa, au fost destul de multe incendii și în Hamburg a fost un incendiu foarte serios. Și a rămas în arhivele istoriei în Hamburg, cum baptiștii s-au implicat și au refăcut mare parte din orașul ăla. Când mă gândesc, de exemplu, la implicare socială și la modul în care baptiștii au văzut viața în societate și influențele pe care ei le pot aduce, mă întristez uitându-mă în vremea noastră să văd că din punct de vedere social, suntem atât diluați și de multe ori acțiunile noastre sunt foarte... se reduc doar la lucruri de nimic, pur și simplu. Avem un mare bagaj și o mare moștenire și cred că ar trebui, cum spuneai și tu, poate ar trebui să luăm... Eu îl apreciez mult pe Lucian Boia, deși este controversat în anumite medii, dar el vorbește, de exemplu, despre această etică a muncii și într-una dintre cărțile lui face paralela asta între zona protestantă, zona catolică și zona ortodoxă. Și el fiind un ortodox, însă este realist și spune protestantismul și toate influențele apoi, inclusiv linia și mișcarea baptistă, este superioară. Ca și gândire, ca și invenții, ca și motor și ca și cultură. Și el recunoaște aspectul acesta. Și atunci ar trebui, poate, să luăm astfel de cărți, să le recitim, să fim mândri de bagajul acesta pe care îl avem în spate și să fim entuziasmați când ne uităm în față la viitor. Ai făcut bine podul ăsta cu contemporaneitatea ce trăim astăzi.
Și noi trăim multe frământări de sociale și politice și de multe feluri. Și ce fel de oameni ar trebui să fim noi în contextul acesta? Și cred că ar trebui să fim oameni de genul acesta, pe care am auzit mai devreme, oameni care cu sacrificiu își trăiesc viața pentru Dumnezeu, e adevărat, în primul rând, pentru oameni, al doilea rând, și cred că în al treilea rând și pentru stat sau, mă rog, construcția statală. Și în felul ăsta putem noi fi o mărturie și putem ajuta, vedeți, până și o țară cum este a noastră. Dacă facem legătura asta. Și aș finaliza cu încurajarea asta. Biblia spune să ne uităm la înaintașii noștri și să ne uităm la felul lor de viețuire și să le luăm exemplu dacă ei au trăit după voia lui Dumnezeu. Și noi ar trebui să facem asta, acest lucru și să privim la acești oameni. O mână de oameni ne-a fost odată, acum sunt mai mulți. Și au făcut o diferență în vremea lor și să ieșim și noi de aici să facem o diferență. Asta ne cheamă Domnul. Privim la exemplul lor și privim mai ales la Biblie, dar văzând cum ei au întrupat acest exemplu, să plecăm de aici și să zicem, vreau să fiu și eu un astfel de om. Să se uite cineva la mine și să zică, omul ăsta a făcut bine acestei țări în care a trăit. Da, fie el de altă religie, dar e mai român decât mulți alții. Plecăm și noi de aici să facem la fel. Și să ne ajute Dumnezeu să facem asta. Și vreau să le mulțumesc invitațiilor mei pentru, invitațiilor noștri, pentru răspunsurile și pregătirea pe care au făcut-o ca să poată veni și să ne îmbogățească. Haideți să-i aplaudăm un pic pentru... Asemenea, vreau să mulțumesc tuturor care ați participat într-un fel sau altul, cu organizarea și cu scaunele, cu camerele și așa mai departe. Ați făcut o treabă frumoasă și am făcut un efort comun ca să iasă o seară frumoasă și sper să ajungem la mult mai mulți oameni prin aceste registrări video. Și iarăși un lucru pe care vreau să-l amintesc e că avem la final, ca să nu plecăm de aici cu mâna goală, avem la final un pliant. Și pe pliantul ăsta spune, ești mândru că ești român? Și descrie mai multe personalități românești care au făcut o diferență în lumea lor, de atunci și de astăzi chiar, influența lor rămâne până astăzi. Și pe lângă asta, totuși, descoperim și o altă Românie. O Românie care nu le face onoare nici acestor oameni, nici lui Dumnezeu. Și aceea Românie vrem noi să se schimbe. România în care există avorturi, oamenii își ucid pruncii, există o rată alarmantă a infracționalității, a corupției și așa mai departe. Și România asta vrem noi să o schimbăm. Și putem schimba, dacă luăm acest exemplu al baptiștilor, bazat pe ceea ce Biblia spune. Și luați acest pliant, distribuiți-l, dați-l unui coleg de muncă, uite, vreau să-ți dau ceva. Despre România, suntem în anul centenarului, citește-ți tu ceva, că mulți nu știu lucruri esențiale chiar despre această națiune. Pentru că nu mai interesează pe nimeni astăzi lucrurile astea. Și luați acest pliant, dați-l și vestiți-l pe Hristos și faceți o diferență acolo unde sunteți. Le găsiți acolo în spate, sunt gratuite, împreună cu cartea fratelui Vasile Bel, Baptiștii și Marea Unire, dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre relația vor cu Marea Unire, găsiți acolo la stand, 25 de lei pentru cine are acest interes. Și că noi, Biserica Adonai, ne găsiți aici, ori de câte ori vreți să fiți parte cu noi de la ora 10, duminica și de la ora 6. Biserica Logos, care a participat împreună cu noi, îi găsiți în locația lor, nu mai rețin unde este, în Berceni. În Berceni găsiți pe pliantul ăsta, dacă luați un pliant, găsiți toate datele lor și dacă vreți să vă închinați cu ei sau cu noi, sunteți bineveniți, ori de câte ori vreți. Și haideți să încheiem tot cu rugăciune, pentru că așa e frumos, să ne ridicăm cu toții și să-i mulțumim Dumnezeu pentru seara aceasta și aș ruga un invitat să rostească o rugăciune de binecuvântare.